Așa. Deci pentru a supa o durere, durerea firească. Omul a fost dăruit de Dumnezeu, făcut după chipul lui, cu simțirea inimii și vederea minții. Nusul vede voia lui Dumnezeu, vede adevărul lui Dumnezeu, primește revelațiile lui și inima simte. Cu această simțire, omul simte și durerea păcatului. Când omul face rău, când face ceva rău, simte durere. Sufletul lui este sensibil la asta. Când nu face voia lui Dumnezeu, simte durere. Și când nu facem voia lui Dumnezeu, facem păcat. Deci, orice păcat are un impact, este resimțit, e simțit de inimă ca durere. Inima simte această durere, iar nusul aduce, ne arată voia lui Dumnezeu, pentru că vede voia lui Dumnezeu și ne îndrumă, ne luminează cum să ieșim de acolo. Dar prin desprinderea nusului de Dumnezeu, omul a rămas cu această simțire a păcatului, cu această durere. Și nu poate să o suporte că nu-i găsește leac. Pentru că leacul vine numai pe calea, vine numai de la Dumnezeu. Acum, facem punctul, luăm de la capăt. Omul care este trup și suflet, cu mintea lui, cu nusul, cunoaște pe Dumnezeu și cele și înțelesurile nevăzute, deci revelate, și tot nusul cunoaște și înțelesurile din cele create. Creația este dragostea lui Dumnezeu pentru om, plasticizată, cum zice părintele nostru Dumitru Stăniloae. Și omul cunoaște prin simțuri pe cele din afară, deci cele create, și îl cunoaște și ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu pe această cale, adică îl cunoaște pe Dumnezeu că este bun, că este frumos, că este iubitor și că pe toate le-a făcut pentru mine, că toate sunt dragoste, așa, că este, nu există lucru, ci dragostea lui Dumnezeu plasticizată. Iar prin nus, cunosc înțelesurile lui Dumnezeu, atât cele revelate, cele privitoare la viața duhovnicească, cât și înțelesurile legate de ceea ce percepem prin simțuri. Deci, omul a fost făcut astfel încât simțurile îndreptate către afară percepeau realitatea și această percepție pătrundea în om, în simțirea lui și în inima lui, și această simțire era preluată de nus, care aducea înțelesurile de la Dumnezeu. Deci vedeam un copac, percepția copacului era, primea înțelesurile puse de Dumnezeu în copac și toate calitățile lui ca dragoste și cale pentru mine. Prin desprinderea nusului de Dumnezeu, cunoașterea omului s-a îmbolnăvit și el acum privește copacul, se formează percepția, pătrunde percepția în mintea omului, mintea nu mai e conectată la inimă, nu mai e în inimă, nu mai e conectată la Dumnezeu, și această percepție formează o imagine care e păstrată și învață omul că acela este copacul X și care are următoarele calități și dacă e bun la ceva, încet, încet învață cât mai multe despre acel copac
pe calea aceasta a percepțiilor înmagazinate, transformate în imagini. Imaginile creează activitatea minții care adună, păstrează imaginile și lucrează cu ele. Imaginația lucrează cu imaginile păstrate de prin simțuri. Și sigur, putem să le combinăm în multe feluri și așa, și în felul ăsta suntem și creativi. Aceste imagini, deci această activitate, merge mai sus pe cunoaștere, mintea omului face o idee, apreciază aceste imagini ca fiind bune, rele, plăcute, neplăcute, de folos, așa, și așa mai departe. Și acestea sunt păreri. Aceasta este părerea. E o treaptă a cunoașterii numită părere. Și majoritatea minților umane se opresc la păreri. Asta e părerea mea și gata, o meu public, îmi dau și doctoratul și sunt în stare să fac orice ca să-mi apăr părerea. De ce? Pentru că e a mea. Eu am născut-o cu imaginația mea. Pentru mințile mai așa, părerile pot merge mai departe și duc la o cunoaștere rațională, o cunoaștere a rațiunii, care formează acolo teorii și sisteme și așa, care se bazează pe păreri. În felul acesta, deci omul nu mai cunoaște voia lui Dumnezeu pentru că nemai fiind legat de Dumnezeu, fiind supus rațiunii, el lucrează, este robit de rațiunea care caută, care analizează, sintetizează și păstrează și depozitează toate aceste păreri și teorii, astfel încât are o întreagă avere, care se numește cunoaștere, adică rezultat al cunoașterii umane. Iar noi ne străduim să o învățăm la școală, să o reproducem, să o luăm 10, și a fost o vreme când era foarte apreciată memoria enciclopedică, acum nu mai e nevoie, dai research pe Google și ai rezolvat-o. Deci, mă întorc. Regretul, părerea de rău, este părerea minții mele căzute despre răul pe care l-am făcut. Da? Mi se pare rău. Mie, eu sunt cel care apreciază, eu sunt cel care judecă, mie mi se pare rău acest fapt. Și chiar îl numesc rău, am făcut rău. Și sentimentul care tâșnește aici este o durere, o durere, o roadere. Ne roade ca viermele cel neadormit, ăsta este regretul. Deci mă roade acest regret în așa fel încât eu să cunosc rău, să deosebesc binele de rău, chipurile. Așa că noi, până să vină Mântuitorul, până să ne dăruiască, să ne cheme la pocăință și să ne dea darul Duhului Sfânt și puterea pocăinței, am trăit prin regret. Sigur, au fost oameni care, și înainte de venirea Domnului, care au primit Duhul Sfânt, cum au fost prorocii și alți oameni așa, care s-au pocăit cu adevărat, adică care n-au mai trăit în regret, în lucrarea, ci au strigat la Dumnezeu ca să cunoască răul în adevăratul sens al cuvântului. Pentru mine, pocăința e leacul. Cum? Deci, primul lucru, când apare rău, îmi pare rău că te-am jignit. Îmi pare rău că n-am învățat și am pierdut examenul. Sub această părere de rău, se ascunde o durere. Am nevoie să cobor acolo, să-mi răstor mintea, metanoia, să răstor mintea care, în loc să fie țintuită în regret și în gândurile care mă macină referitor la asta și în cuvintele pe care ar putea să le spun, îmi pare rău, vai ce rău îmi pare, așa, și mă urmează chiar și iartă-mă de multe ori, dar este o iertare bazată pe părere
și nu este o cerere de iertare așa. Și atunci eu să pătrund sub această, să pătrund adânc acolo la durerea și ceea ce voi simți intrând acolo cu rugăciune. Bineînțeles, pentru că păcăința este darul lui Dumnezeu, așa voi descoperi că nu-mi pare rău, ci mă doare răul pe care l-am făcut. Mă doare în inima mea, mă doare răul pe care ți l-am făcut ție sau l-am făcut și mă doare, deci este o durere. Aceasta este străpungerea inimii, aceasta este inima aceea drobită. Ne apropiem încetişor de această durere, dar cu condiția să jertfim toate gândurile și toate sentimentele legate de părerea de rău și regret. Când ne apropiem de această durere, când ne ajungem la ea, răul capătă o realitate care se cere numită. Așa. Și numele ăsta îl primim cumva de la Dumnezeu. Pentru că, zic, am mințit. Dar e un nume care cuprinde actul minciunii. Și nu e etichetă pusă pe actul minciunii. Deci eu eticheta și o duc la părintele și mă spovedesc. Nu, ci pur și simplu numele cuprinde durerea produsă de minciună și imediat nevoie să adăugăm răul acesta l-am făcut înaintea ta, Doamne. Deci, pentru că răul nu-l facem decât desprinzându-ne de Dumnezeu. Noi ne rupem de El, ne desprindem de El, dar El nu se desprinde de El. El ne privește, El ne iubește, El ne urmărește mai departe cu pronia și cu dragostea Lui. Și atunci eu tot răul pe care îl fac înaintea Lui. Întorcându-mă înaintea Lui, deci întorcându-mă la durerea reală pe care o simt, mă doare inima că am făcut asta, așa cum, așa, atunci devenim sensibili la prezența Lui Dumnezeu și apare rugăciunea, cerere de iertare. Cerând iertare, deci cererea de iertare este o rugăciune. O rugăciune și ea este întotdeauna însoțită în aceste condiții, este însoțită de lacrimi. Durerea aceea trăită aduce imediat plânsul pentru păcatul respectiv, pentru că în momentul în care noi trăim durerea, mângâietorul vine și ne mângâie. Această prezență a mângâietorului Duhul Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu pe primul pas al apoi, după asta, pungi separate. Sunt pe ușa frigiderului. Cât sunt? Trei? Da. Deci tăiem capul, tăiem codița, așa? Și restul fără sol și fără mațe. Așa, iertare. Vă să zic că unde eram, Doamne, că m-am oprit puțin. Deci lacrimile. Bun. Și acum, trăim durerea, am pus nume răului, suntem conștienți de prezența lui Dumnezeu și însoțiți de prezența Lui și urmează mărturisirea, ca să fie pocăință, urmează mărturisirea. Deci, mărturisirea, mergem la duhovnic, la cel pe care Dumnezeu l-a investit cu darul de a mă vindeca, de a-mi vindeca rănile cu harul lui Dumnezeu pe care îl primește și mărturisesc păcatul și durerea mea, eu arăt lui Dumnezeu. Și o plâng acolo la picioarele milostivirii Lui. Da? Și nu citesc etichetele. Și nu spovedesc regretele, cum facem de aici încolo, Duhul Sfânt ne învață mai departe. Pentru că primirea Harului, prin dezlegarea de la Părinte,
când primim harul, nu simțim numai ușurare și nu în primul rând ușurare simțim, ci o recunoștință și un curaj, o putere de a trăi durerea cumplită că facem păcate, că suntem încă departe de Dumnezeu și că păcătuim mereu și devenim tot mai sensibili la urăciunea păcatului și durerea devine tot mai vie, dar și mângâierea devine tot mai adâncă. Aici nu... Faptul că după, de obicei după Sfânta Povedanie simțim ușurare, asta e un semn că de fapt noi ne-am deșertat de regrete, de sentimentele acestea, de acest firme care ne roade conștiința, că nu sunt chiar ok. Ego-ul nostru, al creștinilor, a ortodoxilor, e chiar bucuros că el e ortodox. Zice, ce bine, mi-ați mai luat din povară, că uite, din când în când mă duc și eu acolo și mă spăl. Eu mă spăl, da, de regretele mele, de părerea mea de rău și primesc o dezlegare și mă simt foarte bine, mult mai bine. De aceea, imediat ce greșesc, simt nevoia să mă dezlege, să mă scape cineva, da? Și după aia simt ușurare. Nici vorbă, de cele mai multe ori, de întoarcerea minții la această durere care este în inima mea când fac păcatul, când fac rău și care este începutul pocăinței. Dacă nu duc harul iertării lui Dumnezeu, harul milostivirii în acea durere, atunci nu m-am pocăit, nu m-am spovedit și Dumnezeu cum e la ofi, poate lucrează El și cu alte și lucrează El și altfel, dar așa ne învață Sfinții Părinți. Cu rugăciune ca să fie de folos cuvântul, Doamne, îți mulțumesc!